Asta trebuie să vedeți numărul al tatăl meu și al mamei. Da, uite și cu al mele. Uite, stăm aici, le vedeți numărul. Uite, asta e Adina. Adina. Mă sun, dar să nu sunați pe asta, da? Să nu sunați pe mama mea, vă rog frumos. Ăsta e Albert, e tatăl meu și eu eram când eram mică. Îl sunați doar pe tatăl meu, că o să-mi căutați pisica neagră, neagră. Era neagră, avea rana la cur și se aduce pe Vasile Poenaru, e gardul roșu, bateți în poartă și ne aduceți. O țineți împărați până aici. Da. V-am zis. Și uitați, o sunați doar pe tatăl meu, ăsta de jos. Uitați ce număr are. Pe tatăl meu doar, nu pe ea, pe mama mai. Vă rog frumos, doar pe tatăl meu. Stai să... N-am pus eu să vede. Tati, ce ar cum să vede bine? Uite-ți numărul. Doar îl sunați pe tatăl meu. Îl sunați doar pe tatăl meu, pe mama mea nu, că telefonul e al manetă al tatălui, al mama mea, și îl sunați doar pe tatăl meu. Doar pe tatăl meu. Da? Sunați, aru, v-am găsit pisica neagră a voastră. Da? Așa e. Și aduceți pe Vasile Poenaru 7 și... și 8. Tate, ce măr avea? Și cam mai cum? 7 și 8. Așa. 7 și 8. 7 și 8. Tati? Da. Strada noastră e 7 și 8. Și veniți la gardul roșu. Și bă dați în poartă și ne sunați. Ca să zicem afară să ne dați pisica. Uitați ce număr. Vă rog frumos, te rog. Vă rog. Pa, pa! Să ne aduceți pisica neagră care v-am zis!